Prima sesiune a bacalaureatului a continuat astăzi cu proba obligatorie a profilului, care a fost susținută la disciplinele istorie și matematică. Vineri, 8 iulie, urmează proba la alegere a profilului și specializării. Elevii de clasa a 12-a care au terminat profilul real, specializarea științe ale naturii, cei de la tehnologic și cei de la profilul vocațional au avut subiecte diferite față de cei de la Mate Info. Diferența este dată de module. Astfel, cei de la Mate Info au primit subiecte din modulul 1, la științe ale naturii, modulul 2, tehnologic, modulul 3, vocațional pedagogic, modulul 4. Cei de la științe ale naturii au avut la subiectul întâi un număr complex de ridicat la pătrat, de calculat o arie și o ecuație a dreptei care trece printr-un punct. La subiectul 2 au avut de rezolvat o matrice de gradul 2 și o lege a compoziției, iar la subiectul 3 au avut de calculat o funcție și o integrală în cadrul funcției. Absolvenții de la profilul uman au avut de realizat un eseu despre România postbelică. La subiectul 1 ei au avut de răspuns la cerințele legate de unirea Moldovei cu țara românească. La cel de-al doilea subiect au avut de răspuns unor întrebări pe baza unui fragment de text din istoria românilor. A fost ușor, Constituțiile, comunismul... Toată crezi că se... Nu știu, dar în orice caz mă aștept la una bunicică. Cum a fost? Foarte greu. Cât crezi că o să iei? În jur de 5-5-5-6 s-ar putea să iau. Unde vrei să mergi mai departe? Păi ești deja băgată la o școală și trebuie să am bacul. Acceptabil. Mai cât crezi că o să iei? Nu știu încă, să sperăm că mare. Ai știut? Mare parte da. Subiectul 3 cum a fost? Acceptabil. Cât crezi că o să iei? Sper la cel puțin 8. A fost bine. A fost bine? Da, da. Cât crezi că o să iei? Peste 5, sigur. Sesiunea de vară a bacalaureat 2016 se încheie vineri, 8 iulie 2016, cu proba la alegere a profilului și specializării. Afișarea primelor rezultate la BAC 2016 se face marți, 12 iulie, zi în care pot fi depuse contestații. Rezultatele finale se afișează pe 16 iulie 2016.